nu-i puteți, sunt ABCD rom. AC intersectează BD în punctul 8. Da, așa scrie. Egal mulțimea proporțională cu tua. Area lui BOC egal cu 108 cm pătrați. 108 cm pătrați. Unde este? Știind că BD egal cu 3 pe 8 din AC. Deci adaugă ipoteza. Da. 3 8 din AC. Calculați. Area rombului. A, B, C, D. Egal cu cine? B. Asta era la mică area. B. Da. Lungimea diagonalilor sale. BD egal cu cine? Cu cât? Și AC egal cu cât? Atât. Cum este la rombul cel mai corect? Trebuie să facem luăm un segmentar de să zicem, un segment, căutăm mijlocul și ducem mediatoarea sa. Mediatoarea, adică perpendicular pe mijloc. După care, luăm, ăsta e punctul, o să zic, de intersecție, cred că așa va fi. Luăm să fie cele două segmente congruente și le unim și avem cel mai corect paralelogram. Cel mai corect rom. Da, O e mijlocul corect. Deci A, B, C, D. Și spune că AC intersectează pe D egal cu punctul A. Punctul de intersecție. Și OA este un drept. Sigur, dar diagonalele sunt perpendiculare. Deci, din momentul care am renunțat rom și pe felul care am construit, când am construit rombul, am dus perpendicularea pe mijloc. Deci, nu cap îndoială, că în clipa de față am limpede, nu? Faptul că e 90 de grade aici și că sunt diagonale se jumătățesc ca paralelogram. După care, BOC este 100. BOC. Da? BOC e de 108. Acum, dacă BOC e de 108, Aria e legal cu 4 în foc, asta. Ca să ajungi la înălțimea lui Boc. Nu, la înălțimea care trebuie să fie. Deci de 4 ori. Boc? Da, Boc. Da, e aria Boc. Rombului. E Boc sau B-O-C? Da. B-D-3 octim din AC. Tot aia. B-D. B-D-3 octim din AC. B-D-3 pe 8. Pe BD și după rom 3. Deci asta însemna că dacă 3 optim din AC, nu prea am diserat-o corect. Ei, nu poate asta. Invers ar trebui să-l notez. Da. Da? Hai să-l fac așa. Deci A, B, C, D, ca să fie conformalități. Da. Eu l-am făcut așa, să facem așa și-l pus după noi. Bun. Deci, acum, că văd e 3 optimi de aici, înseamnă că îl împart în câte părți pe BD? Nu, pe AC, în 8. Da. 8 ori BD, e 3 ori AC. Și ca să îl împart în 8, înseamnă că împart o dată în 2 și o dată în 2. Da? Am 4 de văd, dragi făcute, fac același lucru și jos. Am 8 acum construite, da. 8 segmente și eu 3 din ăsta. Care de sus? 1, 2, 3. Asta, sigur. Da. Deci, BD, asta ca mărime, e BD în înțelegerea mea acum. Adică, da? Deci, asta așa, Adi, până aici, o să notăm cu punct. M. Adică A, M e egal cu BD. A, M este egal cu BD. Și cu CN, dacă luăm și jos. Și cu C... Dacă mai luăm 3 și de jos, nu dacă luăm și 3 de aici, sigur că da.
Și oricare trei de aici. Trei, corect. Și oricare trei de aici. În final, depinde eu ca sistem de referință, de la A până la M. Eu mai pot să mă uitez la 1, la 2 și iau segmente de acolo care îmi trebuiesc. Finalul, da. Asta înseamnă. Ca A, M, ar fi cât BD. Am tradus-o pe asta. Îmi cere pe BD să-l aflu. Da. BD. Și respectiv pe A, dacă. AC. Are ori putea să spun. Are A. Are lui A, B, C, C, D. De 4 ori. Are lui Boc. Da. Și egal cu 4 ori 108. 432 centimetri pătrați. Ceva că acolo avem 90 grade? Normal. Ia, de cine ajută? Sau... Sensor, Franca, o este... Dar de cine ați spus, aflați întâi aria. Aria lui ABCD. Zbembrițul este formată aria. Păi aria romului cu cine e egal? Diagonala 1, diagonala 2 pe 2. Păi să scrii și pe aia asta. Aria lui A, B, C, D egal cu D1 ori D2 pe 2. Și egal cu diagonala 1 cât este? AC ori DB. AC ori DB. Supra 2. Și este egal cu... Și egal cu 432 până la 432. A, știi ce? AC ori DB este egal cu 432 ori 2. Deci AC ori DB egal cu 432 ori 2. 864. Și cum știm că BD e egal cu 3 pe 8 din AC, înlocuim. Ai, e mult mai normal. Deci, în altă parte, BD egal cu 3 pe 8 din AC. Și apare ca un sistem, nu? Loc de BD înlocuiesc sus, aici vine AC. Deci, în loc AC, ori BD, adică ori 3 pe 8, AC. Egal cu 864. Adică, de aici, AC ori AC face AC. AC era a doua. Deci, AC, totul la a doua. Este egal cu AC ori 3. AC la a doua ori 3 este egal cu 864 părți la 8. AC ori 3. Egal cu 864 ori 8. Atenție! Păi se împărțe la 8. Exact. Da, și eu am auzit în fotografie. Ce auzi la fel? Chiar dacă era pe ori. Ce se auzi? Deci AC la a doua egal cu 6912 împărțit la 3. De 3 ori AC. Eu l-aș moți, adică m-aș împărți pe 864 la 3. La 3, corect. Deci împarte egalitatea printr-un 3. Și vine AC pătrat. 2304. AC pătrat. Iar radical din 2304 este 3 în 8 merge de 2 ori. 3 în 26. 8 ori 3, 24. 24. 8. Ori 8. Deci 288 ori 8, da? Și atunci l-aș descompune pe 288. Ca să aflăm care... Deci 288 prin 2 chiar prin 4 ori merge 4 în 28 de 7 ori 4 în 28 prin 2 iar merge prin 2 36 prin 2 cât vine aici 18 prin 2 9 3 1. Deci 288 mi-a ieșit că este egal cu 4 ori 2 la 2. 2 la 2. Atenție, 2 la 2 și cu 2 la 3 face 2 la 5. Ori 3 la 2. Iar 8-ul ăsta e 2 la 3. Deci 288 ori 2 la 3 ori 8 este egal cu 2 la 5 ori 2 la 3, ori 3 la 2, și face 2 la 8, ori 3 la 2, care se mai scrie ca fiind egal
cu 2 la 8, care înseamnă 2 la puterea a 4, totul la 2, ori 3, totul la 2. Adică 16 ori 3, 48 la 2. Așadar mă întorc și zic AC pătrat. AC pătrat egal cu 48 la pătrat. 48 la pătrat. Iunea AC egal cu 48. Da? Și atunci BD. Și dacă îl scriu pe AC, BD-ul e 3 optim. BD egal cu 3 pe 8 din 48. 6 ori 48, 6 ori 3, 18. Iată s-au aflat. În felul ăsta ce? Și vedea. Anca, unde ne-ai urmat? Unde a fost greu? Unde se vede? Hai să vedem puștele tău. A, aria... Ai înțeles? La aria rombului. Deci, practic... Adi, deci unde a fost greu? Aria rombului, că de patru ori triunghiul ăsta e evident. Bun. Din punctul ăsta, de aici începem. Faptul că aria trebuia scrisă ca diagonală, asta diagonală nu trebuia, dar trebuia. Nu știu ce-a fost cu noi, dar ne prindeam sigur de asta, adică... Dar bă, că n-ați avut reacție, voi doi, cel puțin, nu v-am văzut. Anca și cu Adi. Din clipa în care autorul a cerut, mai întâi a fața aria și am aflat-o și îți mai dădea o relație între diagonale. Nu-i degeaba. El telefona deja. Ce ai tu de făcut? Adică aria egal cu de 1 ori de 2 pe 2. Și iată am scris-o aici. De 1 ori de 2 pe 2, da. O relație între acești BD, o altă relație între acești BD. Deci acolo totul este calcul. Calcul, punct, fără comentarii. Să vedem ce atât a fost. Mai facem una, da, atât. Mai facem din astea simplice. A, deci te pare rău, da. Zi, așa, da. Stai de cu? A, B, C, de paralelogram. A, C, perpendicular, pe B, C. Așa. Și A, B, C, de paralelogram. A, C, A, C, perpendicular pe BC. A, C, perpendicular pe BC. A, B, C, de paralelogram. A, B, C, de paralelogram. O precizare că... A, C, perpendicular pe B, C. A, C, perpendicular pe B? Pe B, C. B, C, da. A, C, egală cu 48 de centimetri. A, C. Egal cu 48 de centimetri, BC egal cu 36 centimetri. 36 centimetri. Calculați la, în amic, concluziu. Aria paralelogramului. AB de egal cu cine? Da, și la B mic, dacă AB egal cu 60 centimetri. AB egal cu 60. Centimetri. Să calculăm înălțimea paralelogramului dusă din punctul C. Deci CC1. CC1. Egal cu cine? Da. Înălțimea dusă din punctul C. Din punctul C. Facem din paralelogram. Să construim și înălțimea din punctul C. Corect. Tot o să facem, da? Deci un paralelogram are care. Nu dă nicio relație din lată. Da. Un paralelogram la întâmplare. Gama de A, B, C, B. A, C, perpendicular, pe B, C. Face perpendicular, pe B, C. A, C, pe B, D. Deci avem prezum... Nu mai fi Lili. A, C, perpendicular, pe B, D. Da. Adică aș fi început problema asta, știți cum, în ce variantă? Dar asta punem noi un semn acolo pe 90 și am terminat. Punem un semn pe 90 cu aia și un semn pe acolo. Nu? Dar Miruna, așa, așa este Miruna. Dar ce am mai spus Miruna? Că o figură corectă... E o problemă pe jumătate rezolvată. Făcută e problemă jumătate făcută. Dar am venit cam așa. De aceea aș începe invers. Cu două diagonale, cu două drepte perpendiculare.
în baza faptului că am panogram diagonale să se înjumătățesc. Deci am telefonat că e vorba de faptul că diagonale sunt perpendiculare și se înjumătățesc. Deci nu e lucru de aruncat. Seamănă cu rom? Sigur că da. Dar nu spune că e un rom. Nu zice că e rom, zice că e paralelogram. Atunci eu fac așa. Asta. Și dacă se înjumătățesc, atenție. Deci am luat-o pe asta și o iau și pe asta. Mă duc la romb. Corect. Deci el, șmecherul, nu spune că se dă ABCD un romb. Nu spune că se dă un paralelogram în care diagonalele sunt perpendiculare. Romb. Spune, frate, că e un romb. Exact. Că asta trebuie să mă facă. Și facem rombul? Romb. Păi dacă are diagonale perpendiculare și este și paralelogram, spune că e ABCD un romb. Păi asta, mă rog, așa nu merita să-l facem romb de la început. A. Asta e? Păi, acest spune tu mai înainte. Eu las așa acolo și nu văd de treabă. Eu spun, nu îți vezi de treabă, că interpretăm bine ipoteza. Uneori ipoteza e dată stufos acolo dată, ca tu să te prinzi despre ce este vorba. Da? Să vadă, știi tu, știi teoria? Că... Asta, teoretic, poate. Să dă un... Păi da, la faza e că ei spun că BC e de 36 cm. Gata, să ne lămurim. Domnul ne spune că BC e 36 cm. Mă, ne oprim aici. Aici faptul că este un paralelogram cu diagonale perpendiculare, ACP, pe B. ACP BD, ai spus Mihaela, nu? ACP BC, așa scrie. Aia e altă poveste. Aia asta am zis, dacă A, B, pe A, B, A, C, pe B, C, pe B, C. Adică aici. Pe punctul C. Da. Deci ce din ce 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 mă duc. Plus că n-avea cum să fie rom, că... Zicea și de lungimile, da. Mai prins mai departe ceva din problem. Dar atenție, acum m-am întors și când am văzut că e AC perpendicular pe BC, mi-am dat seama că în punctul C am un unghi de 90 de grade între AC și BC. Da. Plus că n-avea cum să fie pentru că nici da, AB e de 60. Acum faci. Și cu AC e de 48. Așa. AC perpendicular. Deci ștergem rombul. Da, măi, da. Ștergem pentru că nu așa. Nu-i bună. N-am fost atent pe ipoteză. Da, și ștergem și paralelogramul, adică ștergem și diagonala. Asta nu trebuie asta. Da, nu trebuie așa. Ca să mă apropii, Miruna, ca să mă apropii de adevăr, ca figură, pun aici ce. Că zice AC perpendicular pe cine? Pe BC. Puteți să primul cu A, primul cu A, unde a sutat mai vasă C. Aici, să notăm cu A. Nu, nu. Aici. În partea, nu. Acolo, C. Sus, aici? Da. A. A, bine. B. Unde? B. Acolo. B. Ce? D. Ce? D. Și D. Și acum AC. Perpendicular pe BC. A, C, pe B, C. Bine, în punctul C. Bun. Și 1738. Și cum știm, area unui triunghi dreptunghi este okay. AC... Ok, hai să urmărești noi ipoteza, că dacă am rămas în urmă, nu putem să înțelegem problema. Deci să dă paralelogramul ABCD. 1738. În care AC, hiperprimar pe BC. Acum e clar. Da, că deci ACB triunghi dreptunghi. Până spune și la realitate. Da. În ipoteză, ni se dau catetele. Deci area triunghiului ACB este 864 de centimetri pătrați. Ok. AC știu că e 48. Da. BC 36. 36. Deci area triunghiului 48 ori 36 supra 2, adică 864 de centimetri pătrați. Știi asta. 48 ori 36. Pentru că e triunghi dreptunghi. E area triunghiului dreptunghi, catetă. Și de catetă adică este într-o
per baza ordonațională. Da. Ești un antrofil, da. Exact, baza înălțimea, baza e asta, înălțimea e înălțimea. Da, și aria baza lui... înălțimea supra 2. Aria lui ABCD e egal cu de două ori aria lui ACB, deci cu 1728 de centimetri pătrați. Deci este de două ori ACB. De două ori și vine deci, ACB ori BC. Gata, bun, a doilea. Deci, hai să zicem și noi, să înțelegem. Aria lui ABCD este de două ori aria triunghiului ACB. Da? Sau ACB sau ABC. Care e egal cu de două ori baza ori înălțimea supra 2 ca la orice triunghi. Baza ABC. BC ori AC supra 2. Ori AC. Supra 2. Da. 2 cu 2 se simplifică. Și este egal cu 864. BC ori AC. Și egal cu 864. Centimetri. Pătrați. Aria lui ABCD este egală cu de 2 ori aria triunghiului ACB. Trebuie să aplică ACB sectoare. Ai urmărit, Anca? Da. Ce s-a întâmplat? Ai zis aria, ca să zic că e ori 2. Aria lui ăsta ori. ABCD este egală de 2 ori aria lui ABC. E paralelogram. Este paralelogram. Diagonala împarte în două triunghiuri echivalente. Da. Și congruente chiar. Da. Deci e egală cu de 2 ori 864. Triunghiul. Triunghiul ăsta chiar e congruent cu ăsta. Da, pentru că... Da? Și atunci sunt de aceeași aria. Dar mai mult, sunt situații când triunghiurile nu sunt congruente, dar ele sunt echivalente de aceeași aria, nu? Avem situații, ce mediana este o folosită. Și spuneam, Anca, ai zis de două ori ăsta. Este de două ori ABC. Da. Dar ACB este un triunghi dreptunghic, adic, și într-un triunghi dreptunghic, aria este cateta 1 ori cateta 2 pe 2, dar nu mecanic. Spuneam mai devreme, baza, e vorba baza BC ori AC, sau poți să zici AC ori BC, că tot acolo așa, nu? Deci într-un moș în altul, pe scurt, a fost cateta 1 ori cateta 2 pe 2. Ce mai cer? Să arăt că dacă AB e 60, dacă AB este de 60 de centimetri, să aflăm distanța... CC'. Da, CC'. Adică ducem perpendicularea într-un așa și ea va fi egală cu aria triunghiului ABC, ABC este egală cu CC' ori AB, supra 2. Eu nu știu de asta. Sau aria lui ABCD, dacă nu înțelegi așa, egal cu CC1 ori AB. Deci orice triunghi, din orice triunghi, are este baza, ori înălțimea. Sau facem un paralelogram. Supra 2, corect. Toate așa depinde dacă stă pe baza asta altă. E BC, da. Ori AC. De data asta s-a întâmplat, ca fiind dreptunghic. Și atunci vedem aria prin două metode. Că odată aria noi am aflat 864. Da? Da. Deci o să zicem aria triunghiului ABC egal cu AB, stăm pe baza AB acum, AB ori CC1 supra 2 și egal cu AB o știu de 60 ori CC1 pe care nu știu supra 2. Și egal dacă se vede simplificat 60 cu 2. Și face 30 ori CC1. Da. Dar aria lui ABC... Ce? O pot afla pe de altă parte. Da, aria lui ABC. Dar nu știu, al lui Boc. Da. Al lui Boc nu, nu mai e Boc. Al lui Boc aici. Nu mai e Boc, domnule. Nu, dar știu că l-am aflat prima dată. A problema trebuie. E 864. Deci e jumătate din... Da. E jumătate din asta. E jumătate de 232. Pe 432. 432. ABC. Că între paralogramul era 864. Domn profesor, eu nu înțeleg aici la prima dată aria lui ABCD. A scris de două ori aria lui ACB. Da. Și a scris de două ori BC ori AC pe 2. A simplificat 2 cu 2. Da. Și BC ori AC
E 48 ori 36. Da. Și 48 ori 36 e 2728. Da, și nu 2864. Nu 864. Eu am 2 ori 864 și egal cu 1728. 1728. Da. 1728. Știți, ca să nu mai avem comentarii pe aceea de chei. Da, apropo de... De comentarii, știți, când lucrăm corect. Să sunt greșeli care da. Nu trebuie să se acorate. Bun, ce oră ce e? Bun. Între unghiul la ABC, știm că... Deci 864, m-am zis acolo, așa. Aici. Deci are la ABC, da. ABC este 864. Și acum, 864 este și asta. Da. Din astea două, reiese că 30 ori CC1 egal cu 864. De unde CC1 egal cu 864 supra 30. Nu sunt parte exacte. Să nu neapărat să o lăsăm așa. Sigur că da. Deci îl lucrăm ca la clasa a patra, în numele natural. 28, nu. Deci, simplificăm aici câte, da, 20 și, ai zis? 28,8. Centimetri, da? Da. Termină problema. Hai să mai vedem încă ce a fost aici interesant. Cu ce ne alegem? Cu area lua, bă, că dă. Faptul că e perpendicular a de trebuie înțeles că ace... avem triunghiul ăsta dreptunghi, da. Și aceasta este și cateta, dar e și înălțime. Sigur. Cateta, una din catete e bază, cealaltă este înălțime. Cam ușoare, nu cred că vă dă din brațe. Ei, dar ce nu? Adică, dacă aici... Aici, atenție, Mela. Deci nu poate să vezi cateta foarte doar. Mâine discutăm, domn profesor. Oricum.5 de la, așa, în ipoteză. Da, nu se mai aude. Nu se mai aude. Da, acum. Acum vedem și noi cum se mai aude. Da, mulțumesc, vedem. Ștergem tabla bine, că te fac și... Du-te și șterge și tu, cu ce ucigi, te rog. Eu am miercuri teză la român și miercuri fac și pregătire și normal. Ia mâine ultima oră ne da, ia mâine, voi mâine are teză, noi mâine avem teză. Și voi apoi la clasă la română. Și tu ai la română. Eu am miercuri. Și eu miercuri la română. Nu, marți ei au. Marța viitoare. Și eu terminat cu matele. Sper că iau. Matele? Ai terminat cu matele? Dar câte ai luat? Nu știu, nu am eu zic că aduce vineri. Băi, dacă ți-o aduce și nu mi zici rezultatul, cine știe? Nu, aduce-o. Tudor. Vă aduc teza. Mi-aduci teza ca să vedem. N-am cum să aduc. Nu ți-o dă? Nu, da, acasă. Dar mi zici rezultatul, cine știe? Dar faci poză. Faci poză ca să vedem. Fac poză, ok. Da. Dacă e 7? Da, se da. Să mă truchez. Nu poți dacă e 7, mă. Dacă e 2, ne aduci cu 2. Da, chiar o să truchez, să fac poza. Să faci și faci cu 10, așa. Păi... Auzi, nu faci la un coleg care a luat 10 și mi-a arăt că ai luat-o. Dar ce vă rănâine. Ei, da, că tu puteai să pui pe nume. Dar știi că poți să schimbi numele. Dar știi scrisul meu, uitați pe caie, da. Da, eu știu scrisul tău, uite, eu îl văd. Ai un scris de doctor. Da. Ai vrea ca să nu înțelegă nimeni, da? Păcat că nu vă să mă fac doctor. Păcat, dar ce vrei să-i faci? Polițist ca tati? Normal. Băi, în clasa asta numai copii de polițiști, băi. Polițist, polițist, polițiști, ce cu voi, băi? Și și Teo, și tatălui Teo e polițist. Bine, boss. Bine, boss, nu? Polițiști, 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 ce vă faceți? Un jurist și un notar. Un jurist. Asta notar, băi. Ce vrei să-i faci, Teo, ca în stimare? Nu, ăștia vor polițiști, dar tu ce vrei? Eu vreau judecător prima dată. Dar asta vreau notar? Tu ce vrei, iubita mea? Da, ceva. Tot juridic, tot la drept? Eu nu vreau polițist de oricare, vreau la pașapoarte ca să le de față oamenilor. Mă rog, s-a auzit domn profesor până acum. Bă, vreau că... Îmi pare rău pe mine. Ai curățit, mai. ABCD, trapezisocel, domn profesor. El astăzi s-a dus la Calin. El astăzi a avut. Deci în ipoteză. În ipoteză. A, B, C, D, trapezii social. Nu e ce zic. A, B, C,
A, B, paralelo cu CD. Paralelă cu CD. A, B mai mare decât CD. Da. Are lungimile bazelor egale cu 18 și cu 32. Deci A, B. A, B e 32. A, B. Și CD e 18. Și CD. Știm că diagonalele sale sunt perpendiculare. A, B. Nu A, B. A, C. A, C perpendicular pe... Dar scrie la tot ipoteză. Și că intersecția lor... Da, mă, e ipoteză. Da, da, eu am... Și A, C intersectează B, D în O. Calculați. Area trapezului. Area A, B... C, D. Și la B, mic. Asta e la A. Și la B, demonstrați că unghiurile, unghiul A, O, D și boc... A, O, D... Și boc... Și... Sunt, ce, da? Sunt echivalente. Ariile triunghiului, da? Demonstrați că triunghiurile sunt echivalente. A. Aia, deci ca o ariile egale. Egal cu aria asta. Da. Facem un trapez repede de aici. Da? Și bec. Bă, profesor, dar nu mai vine asta 11, ce s-a întâmplat? Stăm până la 10. Da, așa e că am de corect. Dar ce s-a întâmplat? Stați puțin, dar ce s-a întâmplat? Au dat teza și nu mai vin. Așa urmat. Dar ce cine, dar cine bucură? Mai stăm, profesor. Ne bucură. Să mai știu, mă, ce spunea? Da, da. Mai stăm, dar mai... Stai să vedeți să nu vine. Eu ce fac? Dar nu vine, mate, n-au venit. Domn profesor, nu vine, îmi pare rău. Dar nici nu vă lăsăm. Să închide nu vine. Ei, dar ce și mai vine aici, Alice? Și mai vor. Hai, du-și spune la mama că ești fericit, stai la matematică. Deci, trapezul isoscel, da. Nu, ce adică, ești fericit? El vrea la algebră. E, dar lasă, mai facem și geometrie un pic, mă. Exact, exact. Deci un trapez are care? Nu are care, isoscel, domn profesor. Așa a zis? Ia uitați. Da, 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 da. Corect. Un trapez isoscel. Hai mă, mamă, răspunde. Dar profesor, să elevii să-și dorească 4-5 ore de matematică non-stop, asta e mare. La dispoziția elevului. Da, deci... Mâine o să luăm 10 în teză. Doamne ajută, mai adus. Da, mâine au prima oră, domn profesor, să am dat emoții de mor. Urați și mă rog! Tot prima oră. Da, mie nu place. Și zice că el e întârzi, proful lor. Întârzi? 15 minute? La noi vine 3 minute și aici. Și mai lasă leagă 2 minute, mai vorbește și ne mai lasă și în pauză. Pe noi nu. Pe noi îi ține pauză mereu, la câte ori dacă vine vorba de teză sub bun. Zice că aceea e perpendiculară cu BD. Domn profesor, trebuie să facem și diagonalele a perpendiculare. Eu îți fac așa, o iau din vers. Deci, pur și simplu, duc a... Așa. Deci, duc o diagonală. Nu, uite, o să fac în felul asta. Deci, ca să fie 45 de grade, deci ca să fie 90 acolo la diagonale, trebuie să fie triunghiul ăsta isoscel, da? Și mai duc în continuare. Și așa asta poate fi. Perpendiculare, diagonale. Isoscel. Pentru copii mi-am propus să fiu cât mai aproape de adevăr. Să vedeți cum am gândit. Cum am gândit. Deci, Adi, am luat A, B. Deci, aș luat așa? Ei, uite. Fii atent, că unghiul ăsta să fie din 90 de grade. Așa spun, diagonale să fie perpendiculare. Atunci, 45 cu 45, cât ar face 45 cu 45, fac 90. Da. Înseamnă că, până s-au întâlnit diagonale, unghiul ăsta, A, M, O, trebuie să fie isoscel. Asta e cât asta. Adică mai
Deci nu ți iese deodată dacă nu faci cum spun eu. Trebuie să fii social? Păi uite, ca să-mi dea 90 de grade aici, din ce se compune 90? Din 45 cu 45. Adică triunghiul AMO să fie dreptunghi isoscel. Adică asta, OM, să fie cât AM, nu? Da. OM cât AM, OM cât MB. Din mână am luat la mijloc. Adică e mediană și triunghiul isoscel plus vectoare. Exact, într-un triunghi isoscel, fiindcă îl vreau dreptunghic, mediană și bisectoare și de toate. Cu alte cuvinte, am dus pe AB, am luat o perpendiculară. Deci, lucrarea și mai corectă este așa. Adică, mai exactă. Urmăriți-vă că dintr-o construcție de asta învățăm foarte multe. Ela, te rog să mă urmărești. Da. Când spun ție, dar de fapt spun celălalt. Da? Deci, cum construim cât mai riguros cu putință. A, B. Duc mediatoarea lui AB. Corect. Toate punctele din piață la egală distanță. Exact. Mă folosesc de asta. Replică. Calitatea mediatoare este aceea că toate punctele sunt la egală distanță. Dar eu fiindcă vreau să iau triunghiul isoscel, nu oricum, eu își pot lua și așa. Corect. Triunghiul isoscel. Dar vreau ca unghiul ăsta de aici să fie de 90 de grade. Aha. Adică să fie un 45 și un 45. Corect. Pentru ca să întâmple asta, triunghiul ăsta, fiindcă e de 90 și ăsta e tot timpul istorcel, unghiul ăsta să fie de 45, da? Da. Așa asta e de 45 și asta de 45. Da. Ori asta se întâmplă când latura asta e cât asta. Da? Se întâmplă asta e cât asta. Cu alte cuvinte, voi urca, voi fixa punctul ăsta O, așa încât, dacă notez cu mult punctul ăsta, O, M să fie cât A, M. O, M cât A, M. S-a spus ei ca să mă urmească ei. Da. Am da. Prins-o. Din zbor am deci luat-o, domn profesor, ideea. Cât O, M. A, M cât O, M. Și în momentul ăsta, triunghiul A, O, B, triunghiul A, O, B, este triunghi dreptunghic, deci A, O, B este triunghi dreptunghic, isoscel. Deci unghiul ăsta e de 90 de grade. Și cum? Pe cum mai e? Hai. Pe A, B, O, poți măsura, Adi? Da. Ca lungime. Da, 8. Mulțumesc. Da. Păi, dacă le-ai luat de 8, AM este de 4, mă. Da? AM e de 4. Și acum, unești pe... E notat cu O, punctul ăla. Și unești pe A cu O, cu B. Și ai un triunghi dreptunghic isoscel. Un triunghi dreptunghic isoscel. Corect. Unde mediatoare și median și bisectoare și noi exact, deci tot. Și acum o prelungesc pe asta. Și în stânga și în dreapta. Deci te prelungesc. Și duc o paralelă la AB. O paralelă la AB. Da. Și am construit astfel un trapez isoscel. Iată, un trapez isoscel cu diagonale perpendiculare, cum a cerut autorul. Unde ești tu? De ce nu-ți merge de la? Cât are asta? Cât e mai mare? 650. Da, 106. Cât are 6? Și 6 și pe partea asta. Este 6.
că l-am pus. Și după s-a punctul ăsta. Și a venit pe ăsta două, asta e șase, până unde este șase. Da. Și acum, când le unești pe ăsta două, ai triunghi dreptunghi, e sos cel aici, în vârful lumea. Toate punctele de pe mediatoare sunt egală distanță de la altele segmente. Da? De capete. Și acum unghiul ăsta e dividit la mine, știi? Asta înseamnă că... Și merge acum cu prelungirea diagonalei acestea. Bun. Mai mult. Și cu cealaltă, cu partea cealaltă. Da. Și duci o parte ștergiți, duci o paralelă. Și când vrești, așa intra pe ea. Dar dacă diagonala sunt perpendiculare, înseamnă că trigonala este și rom. Sau mai trebuie să mai ai o proprietate. Să știi paralelogram. Te știi paralelogram. Și trapezul nu este paralelogram. Nu, nu zic asta, nu vreau să zic. Atenție, atenție, te urmăști, vrei să zici. Deci, faptul că ai un trapez și diagonala sunt perpendiculare, poți să zici că e rom. Aici ai vrut să te ajungi. Da, nu. Când e trapez cu diagonale perpendiculare, n-am nimic de spus că acesta ar fi un paralelogram. Nici vorbă. Și nici vorbă. Un paralelogram în care diagonale sunt perpendiculare, atunci am de-a face cu romb. Da. E, să ne întoarcem la problemă. N-am făcut decât în prima parte să desenez acest trapez isoscel cu AB mai mare decât CD. Isoscel trapezul și cu diagonale perpendiculare. Deci din până în momentul de față, n-am făcut decât să urmăresc parte din ipoteză. Da? Dar ce am făcut? Am făcut o figură cât mai aproape de adevăr. Pentru că tu, Anca, Miruna, puteam să fac așa. Un trapez isoscel și duceam diagonale, presupun că ar fi perpendiculare. Da. Pun acolo perpendicular și ipoteză și în demonstrație voi folosi asta. Însă m-am folosit de acest prilej pentru a trece în revistă foarte multe lucruri. Aceea că pentru a reuși chestia asta, îndată mi-am spus, neapărat triunghiul A, O, B trebuie să fie isoscel. Ca să fie puncte la egală distanță de A și de B, duc mediatoarea mai întâi, a segmentului AB. Toate punctele pe mediatoare au calitatea de a fi la egală distanță. Și eu, unde să mă opresc eu cu punctul O, așa fel că triunghiul A, O, B, să fie din 90 de grade? Păi acolo, unde am să am A, O, M, cât A, M. Ca triunghiul să fie dreptunghic, isoscel, și atunci 45 aici, 45 aici, 45 aici, 45, 45, 45, 90. Că într-un triunghi, dreptunghi, isoscel, mediatoarea, este și median. Așa și bisectoare. Și bisectoare. Și acestui 90 pe 2, iată 45, 45. În felul ăsta, mai departe, am prelungit OB, diagonala, și pe AO, așa încât după care își duc această paralelă într-un punct, nu are importanță, fiind undeva paralela. Încât să apară trapezul acesta, isoscel, de laturile sunt egale, clar de la bun început, o să dovedim asta, să fie isoscel și să fie și cu diagonale perpendiculare. Deci după ideea asta am construit. Și acum spune așa, AB e de 32. Deci toată asta e de 32. CD, AB, CD, este de 18. A fața are lui ABCD. Din D ducem înălțimea pe AM. Dar o avem pe asta, o mână, o notașă sub. Nu. O avem pe mână tot înălțimea. Deci mână este de 1 sau ce 1? Exact. Distanța dintre cele două paralele. Da, și avem... Aria trapezului cât e? Aria trapezului e baza mică plus baza mare, ori înălțimea asupra 2. Și avem baza mică, avem baza mare, trebuie să aflăm înălțimea.
De undeva, trebuie să mă adun informații. Păi, avem că A, O, B este triunghi isoscel, pentru că punctele mediane sunt la egală distanță. Deci A, O e cât O, B. Și cum avem unghiul de 90, se rezultă că măsura lui O, A, B egală cu măsura lui O, B, A și egală cu 45. Da. Avem, da, pentru că triunghiul A, O, B e isoscel, O, M este bisectoar. Mm-hmm. Și rezultă că A, O, M are 45, deci A, M e congruent cu M, O. A, M, eu tocmai am vorbit. Ce-o zis, da? Cum A, M de toate, e de 32. 16 acolo și 16 acolo. Asta e tot de 16. Păi. Între unghiul tău, că este și el isoscel, pentru că punctele mediane sunt la egală distanță, da. Și avem măsura lui D, o câte 45, ea este și bisectoare, atunci D, N, O va fi isoscel și cum D, N este de 8, de 9, N, O va fi tot de 9. Deci N, M este egal cu 9 cu 16, adică 25. Cu 25. Gata. N-am urmărit. N-am urmărit. Eu trebuie să băi un dată, dacă nu urmărit-o. Adi, vrei luăm o dată? Vă șerg astea două imagini, domnule. Noi avem o problemă, că nu știm înălțimea. Că baza mare o știu, baza mică o știu. Știu care este egal baza mare cu baza mică, ori înălțimea. Da? Ori înălțimea. Dar nu știu înălțimea. E să folosesc cu atenție. Atenție ce vă spun. Nu degeaba mi-a dat autorul perpendicularitatea asta. Nu degeaba am pierdut atâta timp eu cu construcția asta. Se pare că am fost chiar inspirat. Ce v-am spus mai devreme. O figură corect făcută este problemă pe jumătate rezolvată. Asta mi s-a întâmplat nou acum. Pentru că în discuția de mai înainte portată, cât privește construcția, i-am telefonat lui Miruna. Toată povestea asta și a exploatat foarte repede. Când noi am vorbit că triunghiul A, O, M, A este A, M, cu M, O. Am vorbit de treaba asta. Și acum știu că AB 32 a făcut repede legătura. Păi 32 împărțit la 2, 16, A, M, 16, cum era cu O, M, a pus-o cu A, 16. Asta înseamnă că s-a prins din toată explicația asta. Eu puteam... munceam acolo de răsputeri și am valorificat repede. La fel și partea ailaltă. Tot atât de bine cum. De ce toată este? Cât? 18. Jumătate este 9. Și cum DNO este din aceeași motive ca jos. Tot dreptunic isoscel. Atunci DNO e cât NO. Tot 9. Și toată a prins-o și gata. Ea a zbuchit-o. Deci ce ai învățat tu, Miruna, și toți ceilalți? Atenție cu figura făcută cât mai aproape de adevăr. Unde se părea că eu, pe timpul, de fapt mi-am rezolvat problema. Străduindu-mă să construiesc cât mai riguros. Și am zis, băi, vreau să-mi iasă perfect triunghi, să-mi iasă diagonale perpendiculare. Cum oare fac asta? Păi, iau un segment AB. Trebuie să se întâmple ca acolo să fie 90 de grade, adică să fie la egală distanță punctul acela de intersecția diagonalelor O, A cu O, B, de acord? Fac chestia asta. Deci toate aceste lucruri le-am făcut cu grijă pentru ca să ajung în final să găsesc, să-i oferă ei. Triunca are la B, vreau să zic. Păi stai să-ți prinde chestii, la B. Da, mă miră la... Da, mă lasă un pic. Mă lasă un pic ca să mă epuizez. Bine. Dar să mă epuizez în partea asta. Vreau neapărat să înțelegeți că altă dată într-o problemă, să folosiți experiența asta. Vedeți că nu mă depărtesc foarte repede la o problemă. Odată făcută, gata, făcut-o pe cealaltă. Ce vreau să văd dedesubt aici cu ce mai aleg eu din problema asta. Ce lucruri merită să le țin ca să fie achiziții bune pentru o altă problemă, o altă situație. Pentru viitor. Exact, pentru o altă problemă care s-a avut. De aceea, ați văzut, a fost la vedere, nu m-am înțeles cu Miruna, dar mi-a exploatat foarte atent toată partea de munca mea
și a atacat repede. Și înălțimea zi vă spun eu cât este. 9, 16, 25. Și atunci area cât este? Area lui A, B, C, D, egal cu baza mare, 32, plus baza mică, 18, totul de mulți cu înălțimea 25 supra 2. Și face aici 50, parcă nu? 50. 25 pe 25? 25, 50 pe 2. Radical de 6, 25. 25, 25. Da? Face 25. Face 25. Cât e radical de 25? Radical de 6, 25. Radical de 6, 25. Da. Area lui ABCD, am găsit-o. Da. Să citim jurul, eu vreau să mă introduc și eu problemă, nu pot sta. Eu și cu Adi suntem foarte atenți. Da. Vreau să păstrăm. Și cu Adi și cu Anca și... Eu am o întrebare. Ai o întrebare, așteaptă. Area lui AOB să fie cât am zis? Are un B, Adi, care este A, O, B? A, O, B. Da, cu B, O, C. Egal cu B, O, C. B, O, C. A, O, B. Da, B, O, trebuie să arătăm că e mediană. Ca triunghiului C, O, B. Area triunghiului C, O, B să fie egal cu area de A, O, B. N-am înțeles, eu n-am înțeles figura. N-am înțeles problema. A lui A, O, B. Domnul. Am un secundă, Miron. A, O, B. Oare lui B, O, C? Păi ar trebui ca A, O să fie congruent cu O, C, pentru că ca B, O să fie mediană. Pentru că știm că într-un triunghi, mediana împarte triunghiul în alte două congruente. Este mediană? Păi cum să nu fie dacă e triunghiul isoscel? Păi, trebuie să... Nu trebuie să demonstrez. Știm că triunghiul este isoscel? Da, A, O, B este isoscel, nu de un profesor mai 45-45. Eu am zis că A, C, B. A, C, B, dar de ce A, C, B? Pentru că trebuie să demonstrăm că area lui A, O, B e congruentă cu area lui O, C, B. Și facem asta numai când B este mediană. Este mediană, da. Și mediană într-un triunghi împarte triunghiul în două congruente. Echivalente. Da, azi e de și ca să demonstrăm asta, știm că A, O, e, nu, știm că D, O e congruent cu O, C. D, O cu O, C. D, O, cu O, C. Și noi vrem să demonstrăm că A, O este cât O, C. Să ducem în triunghiul A, A, D, O. D, O, O. Și dacă demonstrăm că acesta este isoscel, gata problema. Și ca să demonstrăm că este isoscel, noi știm că unghiul din D, tot unghiul din D e congruent cu tot unghiul din C. Deci tot unghiul din D e congruent cu tot unghiul din C. Atunci, și cum știm că O, D, C e congruent cu D, C, O, știm, deci, am demonstrat. Asta este de 45 de grame. Da, chiar avem cât este, 45, 45. Rezultă că A, ăla de acolo, da, e congruent cu acela. Și noi știm că unghiul A, C, B e congruent cu unghiul D, A, C, deoarece sunt paralele. D, C e paralel cu A, B este tangenta A, C. A, C, B. Nu, noi știm că D, C e paralel cu A, B. Da. Secanta A, C. Secanta este A, C. A, C. Rezultă că A, C, B e congruent cu D, A, C. Și atunci avem unghiul de acolo, congruent cu de acolo, D, O, A este isoscel și atunci O, C va fi cât... Deci, Mirana, eu știu că AB e paralel cu DC. Da, secanta AC. Secanta AC, și atunci... Da, și știm că unghiul A, C, B, A, C, B, A, C, B, B ar fi congruent cu D, A, C. Cu D, A, C. D, A, C. A, C. C, cu ăsta? Ca termen da. Ăsta cu ăla, cu ăla. Păi, Mirana, dar ce face aici? Păi, de ce? Nu Miruna, că nu să stea paralele și se cantă așa. Da. Una este D, C, cu A, B și se cantă A, C. Deci una le, așa le vezi pe ăsta. Da. Așa le vezi. Da. Și se cantă A, C. Da. Da. Și ce caut unghiul ăsta aici cu ăsta de aici? E invers. Cel mult mă gândeam că spui de ce A cu ce A, B.
Ăsta e paraleta, e da. Da. Ăsta două? Uh-huh. Dar nu ăsta nu da, 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 înțeles. Deci n-au ce caută, nu, nici nu sunt. Da. Da, e DCA cu DCA cu da, ACB. Atunci triunghiul A, B, C este isoscel și cu MOB este deci A, B, C, B, C, isoscel. A, dar tu ai aflat doar B1, nu B mare. Ba, am zis că ACB. Ai zis că AOB este isoscel, că l-ai aflat pe alea mici. Păi mâna. Deci acum ăsta, A, C, B. Nu poate să fie isoscel. Dar nici nu este, să vede. Pentru că nu este din motive fatilare, unghiul ăsta e de 45. Da. Ăsta e de 45 da. Și mai are ceva în plus. Deci tot ăsta nu poate să fie. Nu unghiul... Deci, domn profesor, noi avem așa. Am zis că D, C... eu avem... Am zis că A, O... Trebuie să... Noi avem de demonstrat că C, A, B trebuie să fie isos... Trebuie să fie un triunghi. Într-un triunghi. Avem, dacă OB este mediană, rezultă că area lui AOB congruent cu area lui BOC. Și ai demonstrat că unghiul din C e 45? Că BCO e 45? Da, trebuie. N-ai demonstrat. Nu. Asta păi atunci nu-i mediană. Da. Deci, nu este. Muncim, muncim și muncim în zadar. Acum, tu ai o observație corectă, dar nu știi să o exprimi. Pur și simplu te învârți în jurul cozii. Așa. Așa. Când tu ai spus, pentru a dovedi că triunghiul COB este cât o BOA, da. Cum se cere. Da. Echivalent doar că... Da, care are echivalent, da. Că sunt are egale. Da. Trebuie să spun că BOA este mediană. Mai calm un pic. Așa? Uh-huh. Ei bine, eu pot vedea cele două triunghiuri, dreptunghice. Stând pe OB comună, și atunci OB este area triunghiului AOB, este OB ori AO pe 2. Da. Iar area triunghiului COB este tot OB ori OC. Și atunci CO pe 2. Ori... Atunci sunt ca observații, ca asta da. Vreau să vii spre da. Cu ideea asta, ca observații C-O. Sunt nevoită să vă spun din nevoia ca aceste două triunghiuri să aibă aceeași arie, trebuie să arătăm că OC este cât o... Păi eu asta am zis. Păi eu spui, mă, dar... Dar trebuie să... Păi dus cu triunghiul ăsta, cu unghiul celălalt. Păi nu, am zis că AO este congruent cu OC. Și cum OC e congruent cu DO, să demonstrăm că DOA e isoscel. Dar de unde știi că OE este? Păi știm asta. Păi dacă AO e cât OC, gata, BO e mediană. Dacă AO e cât OC. Noi trebuie să mostrăm că AO este cât OC și o, AO este cât OC și OC este cât DO. Aici. Deci DOA e isoscel. Atenție. Ar trebui să fie isoscel. Deci, pe lângă, ai dreptate, dar trebuie să vin cu argumentare corectă. Deci, din ceea ce cere autorul, ca area asta să fie cât ăsta, te obligă, fiind aici unghiul drept, te obligă pe tine da. Să arăți că AO este da. Cât OC. Uh-huh. Ori a arătat că AO este cât OC, cu asta mediatoare, da. Înseamnă că triunghiul CBA este isoscel cu vârful B. Da. Adică AB este cât BC. Da. Atunci, Miruna, cu unghiul ăsta de câte grade știi? Este 45. 45. Ăsta, ca să fie isoscel cu vârful B, este cât de... 45, 45, 45 fac 90. Da. Și atunci figura asta nu mai este trapez isoscel, ci este asta altceva. Este exact. Nu mai e. Deci problema nu are sens. Nu e așa. Deci autorul a dat-o greșit. Deci nu se poate niciodată într-un trapez isoscel ca area lui OBA cu OCB să fie aceste două arii egale. Nu se poate, decât dacă am de-a face cu un dreptunghi. Deci trapezul fie dreptunghi. Corect. În final, este o greșeală autorătare și sunt egale. Mm-hmm. Poate altceva a zis, AOB, AOD, domn profesor. AOD, asta altă poveste. Și n-a scris AOD?
Nu, nu, nu. AOB a scris. AOD, domn profesor. Eu am scris AOD. Și eu la fel. Și eu. Așa am picat. Dar nu, 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 da. Da. AOD cu ce? Da. Astea sunt echivalente. Da, chiar sunt congruente. Da, sunt congruente. 59. AD cu ce? B, unii le-au pus la vârf, au unii le-au pus la vârf și au și AO cât o B, păi și sunt congruente. Sunt și congruente și echivalente și cu are egale. Dacă era așa...